Bună seara și bine ați revenit la Prof Online. Geometrie, da, așa. Deci, tema pentru acasă. Casa 6 să aduceți domn profesor Echeru. Da. Garaj, toate să le aducem. Compas avem, da. Toate le avem. Toate le avem. Să facem și pentru Daria câteva probleme. Te rog. Problema 9 de la pagina 162. 9 de la 162. 162. Desenați 6 puncte distincte, două câte două, astfel încât acestea să determine exact 8 drepte. Deci, desenați 6 puncte distincte, două câte două. 6 puncte distincte. Două câte două. Astfel încât așa încât acestea să determine exact 8 drepte. Să rezulte 8 drepte. Exact. Da? 8 drepte. 8 drepte. Da. Ce înseamnă distincte două câte două între ei sau? Da. Trebuie să înțelegi programul, dacă exact. Înțelegi conținutul, nu putem să ne asupra. Dar ia, trebuie fii atentă. Desemnați 6 puncte. Da, da, da. 6 puncte distincte, două câte două. Dacă aș spune numai 3 distincte, două câte două, cum arăta cele 3 puncte? 1, 3 și 5. Da, nu merită nici. La puncte, a venit în mare, trebuie să ne cunoaște. Iar este prezent în mea. Încă la mama, 1, 3 și 5, domnule. Puncte, uite așa, 1, 2 și 3. Ele sunt distincte două câte două. Dacă eu pe astea două, nu coincid punctele, vreau spune autorul. Da? Astea două, ia, nu coincid. Și astea două, ia, nu coincid. Câte drepte determină astea 3 puncte? Astea 3 puncte, câte drepte ar determina? 3. Numai 3. Prin două puncte distincte trece o dreaptă și numai una. Prin două puncte distincte trece o dreaptă și numai una. Uite așa, asta e o dreaptă, cealaltă altă dreaptă și în sfârșit a treia dreaptă. Dreapta de 1, dreapta de 2 și de 3. Da? Prin cele 3 puncte. Deci prin punctele pe 1, pe 2, pe 3, prin 3 puncte distincte trec câte drepte? Exact. 3 drepte. Exact 3 drepte. Ea se prin 4 puncte. Sunt ușor. Da. Prin 4 puncte distincte. 2 pe 2. Punctul pe 1. Punctul pe 2. Pe 3. Și pe 4. Câte drepte? Drepte? Nu. 6. Poți să vin să vă arăt? Da, poate să facă de un profesor, nu te mai ridica. Zic, pe 1. Da. Pe 1, pe 2, o dreaptă. Zic. Da. Pe 2, pe 3. O dreaptă. Pe 1, pe 4. Da. Așa, și pe 1, pe 4. Pe 1, pe 3. Da. Pe 1, pe 3. Și pe 4, pe 2. Și pe 4, pe 2. Câte? 6. Exact 6 aici. Exact 6. Deci ducem, dacă e vorba de... Deci ducem drepte copii, da? Uitați-vă. Da? Deci e vorba de dreapta de 1, de 2, de 3, de 3, de 4, de 5, de 6. Deci de 1, de 2, de 3, așa cum cum am de 4. Uitați că eu nu-ți fac și treaba, sau tu este. O intra și după treaba la distanță. Bun. Bravo. Deci prin 4 puncte distincte trec pe 6 drepte. Pentru 4, pentru 4 puncte, am găsit noi 6 drepte. Pentru 3 puncte am găsit 3 drepte. Și pentru 6. Pentru 3 puncte am găsit 3 drepte. 3 drepte. Da? 3 drepte. Și acum pentru 5 puncte, sau cum vreți să pentru 5 puncte. 5 puncte. Să vedem câte drepte găsim. Exact. Asta vreau să vedem. Păi, depinde de drepte. Asta nu știu cum se face. Dacă îl punem în mijloc, între toate cele... O să fac mai multe drepte, dacă îl pui în mijloc, îl dai de la fiecare. Deci pe cel de-al cincilea punct... Dacă îl punem în mijloc, întreabă de-al trebuie să fie distincte. Unde să-l pun eu, o altă întrebare, încât să fie tot 6 drepte? Mijloc. Nu poți să-l pui în mijloc, faci mai multe.
Pământul în mijloc se duce dreapta aceeași, 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 aceeași. Deci dacă îl pui în mijloc, nu există un mijloc aici. Ce să el zice acolo, la intersecția deci, celor două, asta? Profesor. Da. Haideți. Haideți. Și va fac încă patru. Deci dacă îl pun chiar aici, punctul de intersecția lor... Mai e pe 1, pe 2, pe 3 și pe 4. De la pe 5. Aș putea de, deci asta dacă ar fi pe 5, da? Da. Pe 5. Aș mai avea alte drepte? Da. Sunt mai multe sau rămân pe 6? Ar fi încă pe... două. Care ar fi celelalte pe... Una vine de la pe 2 spre pe 5, una vine de la pe 1. Păi da, pe 2 pe 5 și tot pe 4. E tot dreapta aia. Poate aceeași. Sunt coliniare pe 2, pe 5, pe 4. Ah, ai zis coliniare. Deci punctul trebuie să-l pun pe o dreaptă. Dacă punctul îl pun pe o dreaptă... Deja desenată. Deja desenată. Și trebuie cu coliniare. Trebuie. Poți fi și 4 coliniare și 5. Atenție, dacă îl pun pe o dreaptă undeva aici, pe una din ele, ce se întâmplă? Păi pot duce și pe 2 punctul acela? Pot să duc pe pot. Și pe 1 pot să și pe 1 și. Și pe... Mai duc încă 2. Mai duceți încă 2 și ați făcut exact... 8. În 5 puncte 8 drepte. Așa. Dacă mai puneți un punct pe o dreaptă în afară. Excelent. Excelent. Deci dacă vei pun un punct pe oricare din drepte, pe oricare din dreptele acestea, obțineți 8. Exact 8. Exact 8. Dacă însă punctul îl pun la intersecția ăstor două, rămân tot 6. Tot 6, da? Ei? Acum, eu cu 5 puncte, da? Cu 5 puncte. Cu 5 puncte. L-am pus aici. Cu 5 puncte l-a spus acolo. Ca l-a pus aici ca să rămân cu 6 drepte. Acum îl punem în afară, cum ar deci pe 5 puncte, 6 drepte. 6 drepte. În desenul nostru, domnule. Dacă și numai dacă, dacă și numai dacă, pe 5, pe 5 este egal cu pe 2, pe 4, intersectat cu pe 1, pe 3. Corect. Dacă și numai dacă, pe 5 punctul ăsta, punctul ăsta este pe dreapta pe 2, pe 1 pe 3, pe 1 pe 3 intersectat cu dreapta, așa la clasă notați Daria? Pe da, 1, da, pe da, 3, da, 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 dreapta așa, da. Da. Pe 1 pe 3 intersectat cu pe 2 pe 4. 4. Pe 2 pe 4. Dar poți spune și pe 4 pe 2? Și pe 4 da, pe 2, n-are importanță ordinea. Și poți să pui și D3, D mic 3, adică dreapta D3. Da. Cu dreapta, dreapta D2. D3, da. Deci ah. Dreapta D2. Sau care este, D5. Cum o notăm acolo? Da. Acum, atenție multe. Dacă suntem foarte, foarte preciși, punctul al 5-lea, plasat în intersecția celor două, face să rămânem cu 6 drepte, nu? Nu, la 7, tot 6 drepte. Tot 6 drepte. Dacă îl punem pe... Ca și cum ar fi fost mai înainte, câte drepte? Câte puncte? 4 puncte. 4 puncte, da. Și acum deci vrem... plasarea celui de-al 5-lea în poziția asta, doar în poziția asta... Ne ajută. Ne ajută. Altfel, dacă îl punem pe oricare din dreptele celelalte... Pe iar dacă îl punem aiurea, sunt și mai multe. Și mai multe. Da, și mai multe. Și acum mai așezăm un punct pe o dreaptă, pe D4 vor ei, domn profesor. Deci să-l așezăm pe D4. Da, în afară, acolo. Așa. Aici. Deci lăsăm pe asta pe 5 da. Foarte bine. Și acum punem aici. Pe 6. Aveți, 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 aveți. Am cumpărat. Acum, acum asta. Asta e momentul frumos al liniștii. Da? Dar spune și mai multe două. În clipa asta, ia să vedem. Punându-l aici, pe, pe 6, pe al 6-lea punct. Al 6-lea punct. Ia să știu cu pe 1 și pe 2. Pe 1 pe 6 o să fie încă o dreaptă. O dreaptă pe 1 pe 6. Și pe 2, și da, pe 2. Da, da. Și pe 2 pe 6. 6. Și pe 2 pe 6. Am făcut exact 8 drepte. Mai putem și altele? Da. Care? Nu, dacă erau pe 5 pus în altă parte. Mai erau mai multe. Nu, acum vorbim în situația asta, David. E limpede, David. Poziția lui pe 5, ca să rămână în cadrul celor 6 drepte, numai aici. Exact. Da? Poziția lui pe 5, numai acolo. Așa încât
Pe 5 aici trebuie să afli. E corectă, da? Da? Pe 5 nu mai e să afli. Da. Dar pe 6 ăsta, n-am pus pe dreapta, pe de 4. 4. De 4. De 4. Dar să pun și pe de 1, era același lucru. Sigur că da. Dar să pun și pe de 3 și pe de 2. Deci n-are pe una din cele 4 drepte, da? Deci da, da. Deci pe una din cele 4 drepte, pe 1, pe 2, pe 1, pe 2, pe 3, pe 3, pe 4. Nu vă spăra, dar dacă puneam pe 1, pe 3? Ia să vedem dacă punem pe 1, pe 3, pe 1, pe 3. Era tot așa, copii? Pe 1. Tot ieșeau? Unde pe 1? Pe, pe 1, pe 3, dacă o puneam. Deci dacă am zis, nu pe a și pe a șaselea punct acolo, ci punem... Pe diagonalele alea, pe dreptele diagonale, dacă am fi pus acolo. A, așa. Tot exact 8 erau darile? Sau Daria? Da. Tot exact 8 erau? Cu cine mai un am punctul ăla? Așa, ok. Deci dacă ar fi fost aici... Dreptul, așa mai este o lege. Dacă ar fi fost pe 6 aici... Și nu acolo. Și nu aici, atunci... Pe lângă cele 6, sau cât erau, 6 drepte, câte mai obțineam? Mai obțineam încă unul. Numai una? Păi pe 2, pe 6 și pe 4, pe 6. Deci tot încă 2 obțineam. Tot exact 8 rămâneau, nu? Încă era pe 2 și pe 3. Cu alte cuvinte, după ce am localizat pe cele 5, pe al șasele îl poziționăm pe oricare din cele 6 drepte. Exact. Pe oricare din cele 6 drepte. Și așa obținem exact 8. Și așa îi obținem exact 8. Deci obținem și mai multe. Putem, dacă punem mai urea funcție pe 5, a spus exact 8. Da? O zice așa, desenați 6 puncte distincte, 2 câte 2. Acum dacă l-am pus pe 5 acolo, este distinct 2 câte 2? Pe 5 unde pe aici? Da. Păi distinct. Pe 5 nu nici cu pe 1, nici cu pe 2, nici cu pe 3, nici cu pe 4. Este. Da? Sunt distincte. Așa, două. Dar de ce spune două câte două distincte? Care este mesajul? De ce spune el distincte două câte două? Pentru că prin două puncte distincte trece o dreaptă și mai una. Asta voi trebuie să o știți. Deci asta e axiomă. Adică da. Ce înseamnă adevăr? Un adevăr, fără, adică nu, incontestabil. Ăsta e, prin două puncte numai o dreaptă trece. Da, prin două puncte distincte trece. Dar printr-un punct câte drepte trec? Ia să vedem, printr-un punct câte drepte. Un punct dețină dreaptă și nu... Printr-un punct. Un punct? Câte drepte pot trece? O infinitate. Păi numai prin două trec o dreaptă și numai una. Deci două distincte localizează dreapta. O dreaptă și numai una. Exact, dar pentru un punct o infinitate de drepte. Da, da. Da? Deci atenție. Numai atunci când sunt două distincte, am o singură dreaptă. Hai să mai vedem, că vedeți cum am dat drumul la problemă? Din nou trebuie să înțelegeți bine treaba asta. Deci vedeți, este esențial. Esențial este să înțelegeți că o problemă se deșurbează. Vedeți, o luată de un profesor cu 3 minute. Eu nu m-am aventuriat odată că să fac cu cele 6 puncte. Aș fi fost în derută totală. Păi da, dar le puneam mai urea? Da, le puneam, împrășteam de acolo și... Și atunci ce am făcut? Am luat cu 3 puncte distincte. Bacea 3 puncte distincte determină o singură dreaptă. 4 puncte distincte. Deci, am găsit 6 drepte. Este și un mesaj al modului în care gândim o problemă. 4 puncte distincte, m-a fost minte de că am găsit 6 drepte. Da? 6 drepte. Și când am zis, pe al 5-lea, unde să-l pun? Ca să rămân tot 6. Care a fost mecanismul? Cum am gândit eu? Mi-am zis așa, măi, de acum acolo am 6 puncte distincte. Pentru a ajunge la 6 puncte distincte. Am 6 drepte deja, cu 4. Pe al 5-lea îl pun încât să nu influențeze. Ca să nu mai, exact, să nu mai măresc numărul de drepte. Să nu mai, vedeți? Nu mai doream să măresc numărul de drepte, că zic, ce fac cu al 7-lea, cu al 6-lea când noi venim? Da? Și atunci, ideea a fost să-l plasez aici, încât el să nu mai influențeze nicio altă dreaptă. Da. Numai aici este poziția lui ideală. Exact. Pe 5 l-am pus la interficția celor dar două. Dar puteam să pun pe 6 în locul pe 5, pe 5 în locul pe 6? N-avea importanță, deci, ca ordine. Dar localizarea lui pe 5, al 5-lea punct, nu știu cum pe 6 trebuie să-l notezi tu aici. Da, asta nu contează, da.
Important este ca al cincilea să-l plasezi la intersecția acestor două, pe 1, pe 3 și pe 4, pe 5, pe 4, pe 2. Iar finalul ideii este așa. Trei puncte sunt coliniare. Uitați-vă. Asta, ce înseamnă? Ei nu știu dacă știu ce înseamnă coliniare. Pe aceeași dreaptă. Trei puncte coliniare. Da? Puncte... Sunt pe aceeași, trei puncte distincte pe aceeași dreaptă. Deci trei sunt coliniare. Poți fi mai multe coliniare pe aceeași dreaptă? Iarăși trei. Da. Poți să ieși 80. Deci era important ca din cele... Din cele șase puncte care le-am la dispoziție, trei să le-am pe o dreaptă, celelalte trei pe cealaltă dreaptă. Și cealaltă. Da? Și trei și trei fac, cât fac? Șase. Șase. Deci, cu alte cuvinte, cum aș face invers problema? Vedeți, nu, nu trebuie să te depărtezi de problemă. Nu ne depărtăm de problemă. După ce am reușit, și acum vrem foarte tare să o înțelegem. Și am spus așa. Eu, ca să fac treaba asta, aș fi trasat două drepte. Plecat și la două drepte, da. O curent. Da. Da. Și trasam cele trei puncte așa. Pe 1, pe 2, pe 3, pe 3, pe 4, și pe 5. Pe 5. Voi pun acolo jos. Pe 5. Și mai trebuie unul. Unu. Înseamnă că sunt undeva patru puncte coliniare? Nu, păi 1, 2, 3. Nu, nu, trei. Ne-am zis așa. 2. Deci avem una aici, odată 3. 3. 3, 3. Așa. Nu și mai iau încă unul. Da, facem dreptele cele patru. Așa, așa. Și acum mai luăm unul pe una pe din oricare din ele. Da. 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 Deci, practic, am poziționat 3 și 3 în cepărgare și acum mai pun încă unul pe oricare, pe oricare din dreptele acestea. Deci să nu fie 4 puncte coliniare. Cu alte cuvinte, să fie 3, 3 și încă una, încă una 3. 3, 3, 3 și iar 3. Păi ia uitați că și cu 4 nu a ieșit. Când l-am zis că pune pe 6 acolo, tot nu a ieșit. Deci, pe 1, pe 5, pe 3 și pe 6. Așa. Deci tot nu ieși și acolo, deci, dacă deci pune. Pe una din dreptele cele, după ce a făcut chestia asta, după ce a făcut chestia asta, urmează ca pe cel de-al șaselea punct, să-l punem pe oricare din dreptele cele. Pe oricare, pentru că el se va cupla cu celelalte două care le rămân. Care din afară, de unde e pe 2. Da, la drepte, pe drepte, că vezi un profesor drept. Și pe 1, pe 2, pe 4, 3 și aici. Exact. Și aici, nu are importanță. Oriunde îl vrei, pentru că numai în condițiile astea, el se va cupla cu cine? Cu celelalte două puncte sau numai două drepte. Foarte importantă problema. Deci, foarte interesant. Foarte interesant. Următorul este la fel, domn profesor. Haideți să le gândim o leagă și pe astea, că dor. Da. Încă insist, ca mecanism, degeaba problema o aruncăm, am făcut-o și ne ducem la alta. Eu trebuie să pot să înțeleg problema și să înțeleg mecanismul și cum fac altfel. Dacă vă câștigați încrederea și înțelegeți că din aproape în aproape se fac probleme. Așa, trebuie să o luăm cu ceva. Deci dacă aș fi făcut-o deodată cu șase puncte să le arunc acolo, nebuneam. Nu ieșea. Nu ieșea deloc. Am făcut noi cu șase puncte, ne-am dus. Hai, Doamne. Stai ori întregi. Câte drepte ne-am dus. Da, stai ori întregi. Nu reușești să dezbat, să o prins. De aceea am zis, hai să încerc de la trei puncte cu patru puncte. Și când am zis cinci puncte, am zis să rămână șase drepte. Să rămână șase drepte. Și atunci am fost obligat să-l bag în intersecția asta. Ca să rămână spațiu pentru celălalt. Da. Și să observ dacă pun aceea pe al șaselea, pe oricare din drepte, numai așa o pun. Deci am avut niște momente foarte importanți. Nu? Niște momente importante în elaborarea raționamentului. Nu așa la întâmplare a ieșit pe rotul. Ce ți-a făcut ție ești, Davide? Vreau să mă insist un pic. Chit că mă înjuri acum că trebuie să plecați, dar este atât de importantă chestia. Dar nu, chiar am făcut. Vezi? Faptul că
am pătrus în problemă și am înțeles-o. Da. Stă starea de bine. Stă starea de bine. Exact. Asta este important. Dar ea era atât de stresată adineaori, i-a spus, o, problemele acelea. Ea știa că acasă încercase foarte mult și că nu dăduse de capăt. Dar de aici am înțeles că de jos în sus, mergând ușor, numărul de drepte fiind limitat, 8 drepte, la 6 puncte, lucrurile sunt destul de interesante. Da? Hai să vedem și pe cealaltă. Da, problema 10, de la pagina 162. Hai tu din nou cu... Problema 12. Nu mai vrea decât una, domn profesor. Am înțeles. Deși acasă nu știu cum îi face, dar... Mai tu te gândești la tine sau la mine? Când zici așa... La toți. Ești plăcut. Deci nu mai poate nici dar așa să vedeți că vă dau eu pe 12, cred că dormim aici. Așa. Fiind date 17 puncte distincte, da. Există o așezare a acestora în același plan? Nu. Așa încât, unindu-le două câte două, să se obțină 137 de drepte? Am zis că nu. Dar taci, mamă. Că nu trebuie, dacă nu, trebuie zici și de ce. Vă dați seama, domnul profesor. Deci, fiind date câte? Câte drepte? 17 puncte, domnul profesor. 17 puncte. Păi, nu știu. 17 puncte distincte. Distincte. Dacă există o așezare a acestora în același plan, planul tablei. Da. Astfel încât unindu-le două câte două, să obținem 137 de drepte? Nu. Există o așezare. Așezare. În plan. În același plan. Plan pentru a obține 100 cât? 137, doctor. 37. Asta e pentru nota 9, să știi. Drepte? Nu uităm chiar de Olimpiada. Pentru nou. Da? Bun. Să vedem noi acum vedem cum face. Ne ducem pe problemă. Are și o îndoială, cred. Dacă zice există, îmi întreabă, vedeți? Da. Ca să mă pot agăța de problemă, trebuie să mă sprijin pe cea dinainte. Eu am câștigat ceva experiență din cea dinainte. Da. Și trebuie să mă leg de ea. Corect, am luat-o încet. Deci nu am voie să părăsesc problema dinainte, pentru că aceea s-ar putea să mă ajute. Dacă aș formula așa, pentru 6 puncte distincte există o repartiție a lor, o așezare a lor în plan încât să obțin 8 drepte? Da. Răspunsul ar fi fost da, pentru că am muncit și am constatat asta. Da. Acum, dacă insist aici și să văd cele 6 puncte pentru a mă duce la 8 drepte, cred că este numărul minim de drepte pe care pot îl locu. Minim? Da. Minimul de drepte pot să fie și pentru, dacă ar fi stat toate, ar fi fost coliniare toate, aș fi avut o singură dreaptă. Deci pot să gândesc și așa. Dar deci distincte două câte două nu înseamnă... Păi dar distincte două câte două, da, nu înseamnă asta. Și coliniare? Păi da, se distincte două câte două. Da, doar da. Oricare, da. Deci da. Oricare două le iei... Da. Deci 17 puncte distincte și o dreaptă poate obține. Deci și o singură dreaptă se poate obține. Dar dacă luăm 16 puncte și pe a 17-a scoatem de acolo, da. Deci hai să plecăm invers. Hai să mai puțin. Sau, haideți, cum vreți. Nu, plecăm așa. Da. Deci în clipa în care aș avea pe dreapta asta, câte puncte am zis eu? 16. Unul în afară. Pe 1. Până pe 16. Hai faceți-vă pe 1 pe mijloc pe acolo. 16. Și iau pe 17 aici. Da. Obținem... Câte drepte obțin? Câte copii? În primul și primul 18.
Păi a, pe 1, pe 1, cu pe 2, până cu pe 16. Deci, deci cât? 16 și cu asta care este. Da, și 17. Deci, pentru distribuția asta, am 17 drepte. Dacă pun 2 în afară, deci dacă pe 1, pe 16, coliniare. Da. Deci pe 1 pe 16 coliniare și pe 7. 17. Pe 17 este de parte diferit. Este. Nu este pe aceeași dreapte. Da. Pe 17 nu aparține dreptei pe 1 pe 16 sau pe 8. Nu aparține. Atunci rezultă câte drepte? 17. 17. Da. Mai avansez un pic. Pe 1, pe 15 și 2 afară, da? Deci la 15 drepte. Da, și 2 afară. 15 și 2 afară. Pe 17 și pe 16. Da. Păi face și, acum că ar fi 15, s-ar duce 15 pe o parte și 15 în altă parte, ar fi 30, nu? Și cu dreapta dată. Deci 15 și cu dreapta dată 31 și cu dreapta care fac ele 32 și cu dreapta care fac ele așa 30. Deci... Ai spus așa, așa este o dreaptă, da? Da. Da. Și 16 cu cele 15. Și fiecare pun cu 15. Cu 15. Da. Da. Cu încă 15. Hai să le facem 15 așa. Plus 15 plus 1 plus 1, 32 am auzit. Până 32. Da? 15 și așa și așa. 15 odată. 15. Și poate culoare decât de partea cealaltă. Deci câte fac în total? Acum am spus? 32. 32. Cu tot cu aia nu. Mai facem 15 așa, 15 așa. Da, 15, 15. Cu cele două date. Și cu cele două date. Fac 32, da? 32, da. Repartiția asta. Deci când aș avea pe 1. Pe 15. Pe 15. Coliniare. Da. Iar pe 16, pe 16, pe 17, nu aparține, pe 1, pe 15, pe 1, pe 15, pe 15. Deci atunci obținem, atunci să obțin, 32 de drept. Ce credeți că voi face acum? Luăm 3 puncte. 3 puncte, da, care sunt în afară, da? Da, facem pe 14 acolo. Sau ștergem un pic, domnul profesor, că ați complicat. Șterg. Dar ar trebui să da. Pornesc problema, să văd ce idei vin. Dar aici încă 5. Nu, că nu mai e 15. Nu, de ce aștept să aia, domnul profesor? Nu, dar vă dictez. Da, vă dictez, nu agitație. Pe 1, pe 15. Pe 1, pe 15. Coliniare. Pe 17 și pe 16. Nu aparțin lui pe 1, pe 15. Pe 1. Pe 15. Pe 1, pe 15. Deci de rezultă 32 de drepte. Și-a rezultat 32 de drepte. Bun. Acum și luați acum... pe 1, pe 14, pe dreapta, cu liniare. Deci pe 1, pe 14. Luați două, trebuie să nu joți. Iau două sus. Să puneți-le pe toate sus. Dar puneți-le pe toate sus, să fie coliniare. Pe toate coliniare? Păi dacă le facem toate coliniare, nu mai. Dată da. Numărul dreptelor. Eu doresc de fiecare dată, acum adăugând un punct, așa, să am cât mai multe drepte. Eu vreau mai multe drepte. Dar multe drepte ar fi 74. Nu cred. Deci 74, nu cred, sunt mai multe. Mereu, dacă le punem pe toate împrăștiate... Fai de mine că... Acum e aș putea să vă dau numărul lor, dar trebuie să mă duc cu ceva la noțiuni de combinatoric. Exact. Nu, asta e scopul, nu. Hai, puneți pe 15, pe 16, pe 15. Pe 15. Pe 16 mai jos, luați-am. Așa. Pe 16. 16. Și luați de partea asta, sau ce? Da. Să puneți în jos. Uite așa aici. Pe 17. Nu fie pe liniare, nu pară pe liniare. Păi asta. Dacă le unim. Păi. Să nu fie... Mai sus un pic. Pe liniare. Face fixul deasupra lui, lui pe 16. Deasupra lui. Așa. Așa. Bun. Acum.
Asta de aici. Asta generează 14 puncte. Fiecare punct generează 14. Deci 14. Am 14 ori 3. 14 ori 3. Când am pe 1. Pe 14. 14. Pe 14. O liniare. Da. Și pe 15, pe 16 și pe 17. Nu pe am 15. Ce sunt ele? Pe 16. Și pe 17. Nici ele să nu fie coliniare. Nici ele nu sunt coliniare. Deci necoliniare. Necoliniare. Obținem important asta. Da. Și nu sunt nici pe dreapta pe 1 pe 14. Și pe 1 pe 15, pe 16, pe 17. Nu aparțin, nu aparțin pe 1 pe 14. Pe 1 pe 14. Pe 14. Atunci obținem. Atunci obținem numărul lor. Păi, am 42 de drepte. Cât? De la 14 ori 3. 14 ori 3. Deci 14 ori 3. Plus. Una, am una între 15. Una dată de inițial. Pe 15 pe 16 plus una. Da. Plus. Pe 15 pe 16 încă una. Pe 15 pe 16. Încă una. Pe 16 pe 17. Încă una. Și pe 15 pe 17. Păi 15 pe 17, nu? Da. 15 pe 16. 15 pe 16, 15 pe 17 și 16 pe 17. Și 16 pe 17. Deci mai bine... Și cu dreapta dată? 4. Încă 3 și cu 1, 4. Deci am venit 1 aici. Și numărul lor face 40 și cât? 42. 46. 46. 6, da? Da. 46 de drepte. Observăm că plasarea unui punct crește numărul dreptelor, nu? 17, 32, 46. Putem să facem o regulă? Până la 17, 32. Deci, cele care plasăm au și ele la rândul lor o variantă. Aceea de a fi coliniare, ele, dar nu mă interesează, ci doar aceia în care nu sunt coliniare. Da? Dacă mai faceți unul, cred că ar fi, pentru că, uitați, de la 17 la 32 sunt, astea, 15, nu? Da. Și de la 32 la 46 sunt 14. 14, sau mă adaug la 14. Acum, după logica ta, trebuie să mai adăugăm 13. Ar însemna o chestie de asta? Pe 12, pe 11. Și atunci ar urma să ne întrebăm în ce situație obțin suma cei 137. Dacă obținem, da, dacă obținem 137. După regula asta care ai observat-o tu, Daria, ar da următorul 54, ceea ce ar fi 10. Deci de la 17 la 32 ai spus că sunt cât? 15. 15. Și acum 10. De ce 10? Păi 13 ori 4 plus 2, nu? De ce plus 2? No. Nu. 13 ori 4 plus mai mult. Plus, da, da. Eu aștept să fie acum 46 plus 13. Deci aici a fost plus 15. 14, 13. Deci eu aș vrea să fie suma asta. 17 plus 16 plus 15 plus 14 plus 13 plus cât să merg încât să facă 137. Păi. Deci. Păi, dacă facem de la 1 până la 16, dumneavoastră ați obținut? Păi diferența 17, 32, 15 trebuia. Nu 7. Nu 16, 15, nu? 15. Și ștergeți-l pe 15 de la. Deci 7. Ștergeți plusul. Deci 17 plus 15. Atunci nu mai respectă rețeta. O scăpat-o. Atunci aș vrea de la 32 la 46. Sunt 14. Dacă ar fi fost numai 13. Era mai mare. Din 2 în 2. Da. Hai să vedem, poate ai îngreșit aici. Deci sunt în situația asta 14 o singură dreaptă și de la ăsta... Faceți-le cu altul culoare, domnul. Știi, Miela, trebuie să mă duc spre rețeta asta. Da.
Trebuie să găsim rețeta, eu ce zic, așa mergem. Da, din 2 în 2 și asta ar însemna să văd dacă pot acoperi, el zice așa, poți găsi o distribuție? Da, 1, 2, 3, 4, ia să vedem câte puncte ați, domn profesor. Deci, haideți, o dreaptă, încă o dreaptă. Deci de aici. Una. Și cu culoarea asta... Da, faceți-le pe toate, domn profesor. Faceți așa mult. Deci, roșii, nu. Nu, cu roșu se fac pe cele 14, da? Nu. Nu, nu, domn profesor, faceți-le pe celelalte, da. Celelalte le-am stocut bine 14x3, că doar da, trei. Da, așa. 14x3. Și... Scade 1 în afară de asta, da. Am obține, dacă ar fi așa. Că atunci ștergeți ce vei da pe 1. Domn profesor. Pe, ce care pe, pe 15 pe 1 ștergeți-l atunci. Păi numai 3, vine numai... Nu, domn profesor, noi am zis 4. Dar cum de-am zis? Păi vine pe 15 cu pe 17, pe 15 cu pe 17. Pe 15 cu pe 17. Și trebuie să ștergeți pe 1 ăla. Unde pe 1 vezi? Uitați, pe 15 cu pe 1. Pe 15 cu pe 1, da. Trebuie știți că l-am și pun pe 15 cu pe 17. A, și atunci ai numai 3, domn profesor. Deci a. Vine... Haide. Asta, nu? Una, două, trei. Una, două, și trei. Cu asta dată? Și cu asta dată, cu 4. 4. Deci nu 5. La noi n-am pus 5. La noi n-am pus 5. 4. 4. 4. Domn profesor, dacă ar fi după chestia asta, gen după 13 și 12 și până la 1, cu excepția lui 16, ar da 137. Da, dacă ar fi 17, 15, 14, 13, 12, toate ale pune pe toate. Deci, se crezi consecutive, da? Da, dar fără 16. În afară de 16, dar deci dacă am spune pe 16, cum ați zis, dumneavoastră că nu se poate pune, ar fi 137, ar da 137. Dar poate nu dă, ia uite. Deci să adunăm ce numere? Ce numere? Hai să mergem în 17, 15, 14, 13, 12. Deci 17 plus 15. 14, 13, 12, 11, până la puncte. 1. 11, 10, 9, 8, până la 1, da. Da. Adică toate sunt toate singură de aia, o singură de aia. Da. Da. 137. Așa. Și ce situația ar fi că să avem numai două drepte? Cum? Numai două drepte n-aș avea. Deci numai două drepte... Deci e scurs asta. Deci în momentul ăsta, cum ne ducem, noi ne ducem pe o cale greșită. Ne întoarcem acolo. Deci ideea asta... De descompunere... Am o singură dreaptă... Dar nu pe 16. Dar nu-mi permit să zic am... Bun. 2 acela, cine îmi face 16 acela? Poate suma asta, dar ea să o primă mai devreme. Și să lăsăm și pe 16. Noi am zis 17 și pe urmă... Ar fi 153 cu tot cu 16. Atunci 15 pentru că e 32 acolo, 17 plus 15. Și pe 17 ar trebui să dăm un factor comun, dar nu fac bun. Cum ar trebui să ce-a scos acolo? 17 plus, adică plus cea 3, de bază 3. Plus 7, plus... A, cea de bază, care? 17 lua de bază. După aceea am ajuns la 32 din drepte, după aceea am ajuns la 46 din drepte și tot așa ajungem la mai mult din drepte. Nu trebuie să ne oprim. Da, trebuie să găsim altă idee. Numărul ăsta, numărul maxim de drepte, ce se obține atunci când între cele 17 puncte nu există niciun triplet de puncte coliniare. Da, e corect așa. Numărul deci, maxim de puncte care se poate obține este când distribuirea aceea se face așa fel încât nu avem un triplet, adică nu avem 3 puncte pe aceeași dată. Da. Da? Atunci se obține un număr maxim, maxim de drepte. Iar numărul de drepte acolo este dat. Este cunoscut, este o combinatorică. Exact. Da? Ei, în acest caz, ar exista 17 da. Ori 16 supra 2. 17 ori 16 supra 2. 2. Așa și egal 136 de drepte. Bun. Deci 137. 137 nu-l putem obține. Adică nu? Obținem 136. E greșit. Nu, că nu-i greșit, nu, nu de 137. Te întreabă, pot exista, pot obține 137? Nu, putem obține 136 și pe aceea tot ne ducem la un număr mai mare. Mai mare. Dar nici de cum 137.
de eu asta, domn profesor. 17 ori 16 pe 2. Asta niciodată. Păi 17 puncte. Deci în acest caz, deci plecând de aici, numărul maxim de drepte se obține atunci când între cele 17 puncte nu există niciun triplet de puncte coliniare. Atunci numărul lor, dacă nu există niciun triplet, ar fi 17 ori 16 lice pe 2. 17 ori 16, pentru că din fiecare cele din fiecare punct, din cele 17, pleacă spre 16 dreptele. Deci din punctul pe 1 spre celelalte, care au rămas 16. Da, cum am făcut noi în prima dată. Și am făcut 17 drepte. Deci sunt 16 drepte care pleacă. Da? Din fiecare. Da. 16, din fiecare 16. Punct pleacă 16. De aceea zici, cum sunt 17 puncte, cum sunt 17 de toate, da. Și cum din fiecare punct da. Pleacă câte 16 drepte. De aceea vin 17 ori 16. Pe 2. Dar de ce supra 2? Pentru că 2 ar fi pe 1 pe 2, dar pe 2 pe 3 e aceeași dreaptă. Pe 1 pe 2 și pe 2 pe 1 e tot aceeași dreaptă. Da? Deci odată a fost dus înapoi, când o duci, nu are rost să o vezi. Și atunci 136 se generează. Face 136. 137, nu. Deci numărul maxim, da, foarte tare este. Deci numărul mai maxim. Vedem încă la da, asta e exact, să o înțelegem. Să o înțelegem, că degeaba am... Dar nu noi, să vedem ei. Cum fac ei să o înțeleg. Hai să vedem așa. Deci, cum facem? Știu că nu mai puteți, dar numai încă un pic. Numai, dacă să facem... Da, încă un pic. Încă un pic. Hai, să s-o. S-o? Nu. Bun. Încă un pic. Asta-mi place. Deci mă facem încă o dată exact, să înțelegem. Înțelegem. Și chiar și noi, domn profesor, ce mai... Eu recunosc că și eu trebuie să înțelegem. Și o facem așa. O luăm cu trei puncte. Alea, cu liniare. Cu cinci, cu șase. Da. Când înțelegem. Sunt necoliniare. Exact. Și nu există niciun triplet. Noi am fost forțați să facem triplete acolo, când am avut situația pentru a obține exact. Mai 8 drepte. Exact. Deci acum ne aducem pe varianta că... Haideți, vreau neapărat... Să tot, domn profesor, tot, șase, tot, da. Nu mai e mult probleme. Da, trebuie. Deci, începe din așa, cu răbdare, să vezi cum, cât de repede o să prins darea, o să fii încântată. Și să zici, ai să înțelegi pe celelalte, să-i faci. El spune așa, dacă sunt trei puncte distincte, ia să vedem, trei puncte distincte, atunci care este numărul de repede? Trei puncte distincte, că am făcut. Trei, da. Deci, îți spunem așa, pentru trei puncte distincte, da? Adică pe 1 diferit de pe 2, diferit de pe 3, necoliniari. Adică nu sunt pe aceeași dreaptă. Nu sunt, nu sunt. Deci cele trei necoliniari, atunci avem, cât am spus? Trei drepte. Trei drepte. Și haideți să le facem și desenul ca să înțelegeți bine. Pe 1, pe 2 și pe 3. Uite, nu le-au fost aceeași dreaptă, vedeți? Și atunci am cele trei drepte distincte, da? Da. Pentru 4 puncte distincte. 6. Atenție, 4 puncte distincte, necoliniare. 4 drepte. Necoliniare. Adică să nu există 3, un triplet pe aceeași dreaptă. Să nu există un triplet pe aceeași dreaptă. Adică o să avem așa. Pe 1, pe 2, pe 3, pe 4. Și pe 4. Și, da, și vine pe 1, pe